Bună, sunt Bianca Popescu și vă spun Look Who's Driving pe elismagazine.ro. Invitata mea de astăzi este Andreea Macri, fotograf. Bună, Andreea! Bună, Bianca! Te invit să mergem în mașină. Bine! Hai! Îți place viteza? Nu. Nu? De ce? Nu mă grăbesc nicăieri, niciodată. Drept urmare, nu-mi place viteza. Cu ce viteză iei tu o decizie? Destul de încet. Mă gândesc, mă răzgândesc. Nu cu viteză, niciodată. Dar la Fashion Week, cu ce viteză iei o decizie? La Fashion Week este altceva. Acolo totul este diferit. Viteză și diferit. Și atunci iau altfel deciziile. Dar doar la Fashion Week. Doar la Fashion Week. În rest e pace. Da. Când apeși mai tare accelerația? Întotdeauna la final. Pe ultima sută. Da, pe ultima sută de metri ador să apăs accelerația. Și limita când o depășești? Nu o depășesc. Hai că așa cred. Mi se mai spune că o depășesc, dar eu zic că nu o depășesc. Când știi că trebuie să pui frână? Când știu, nu-mi place să pun frână. Cum nu-mi place viteza, nu-mi place nici frâna. Și atunci, nu, frâna nu prea-mi place. Îți urmărești concurența în retrovizoare? A fost o perioadă în care mă urmăream concurența și, sincer, cred că a fost o pierdere de timp. Drept urmare, acum nu. Nu mă urmăresc concurența. Cu cine te-ai așeza la linia de start pentru un concurs? Cu mine. Întotdeauna. Da, cu mine. Cum te remarci sau cum vrei să te faci observată? Nu vreau să mă fac observată, drept urmare nu mă remarc și asta e. Sau poate așa te remarci. Da, sau poate așa mă remarc, dar nu semnalizez. Nu. Ești de dreapta sau de stânga? La ce te referi? Politic, în viață, în mașină sau nu știu nu, cum. Nu, politic nu cred de dreapta sau de stânga, iar în mașină stau tot timpul în dreapta, nu am carnet. Dar în dreapta ta cine stă? În dreapta mea, soțul și băiatul meu. De la cine ai învățat să conduci? De la nimeni, de la mine. Am învățat să conduc numai din experiențele și din greșelile mele. Cine e centura ta de siguranță? Centura de siguranță? Iar profund. Cred că centura de siguranță e bună în mașină și în avion, dar în rest nu cred în centura de siguranță. Tu ești centura ta de siguranță pentru că până la urmă suntem singuri, nu? Da. În spatele cu ei vrea să mergi? Să merg în spatele nu vreau să merg în spatele nimănui. Nu, îmi place să văd peisajul liber. Da, nu. De ce să mergi în spatele cuiva? Dacă mergi în spatele cuiva, riști să nu cuprinzi tot. Și îmi place să cuprind toată imaginea. Care crezi tu că e cea mai gravă contravenție în viață? Nu cred în contravenții grave, în cuvinte mari. Nu cred. Nu știu să spun. Cred că tot timpul e vorba de context. Știi? Și nu știu să zic ce e cel mai grav. Poate ce e cel mai grav pentru mine, nu e grav pentru tine. Drept urmare, nu știu. Câte penalizări ai luat și de la cine? Nu le-am numărat. Încă. Am luat destul de multe. De la multe persoane, dar cred că, în general, vina este a amândurora. Drept urmare, nu stau să contorizez și consider că penalizările cumva ne ajută să evoluăm. Andreea, îți mulțumesc foarte tare pentru interviu. Și eu îți mulțumesc. Și noi ne vedem în episodul următor de Look Who's Driving. Cu mine, sper. Tot cu tine. La revedere!